Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea Religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Biserica Ortodoxă Rusă a început să ofere pregătire militară tinerilor de la 12 ani. Rapoartele dezvăluite arată că pregătirea este efectuată de veterani ai războiului din Ucraina. Rămâneți cu noi, acesta este doar unul din subiectele acestei ediții. Am pregătit și alte subiecte interesante astăzi la Lumea Religioasă. Biserica Ortodoxă Rusă oferă pregătire militară copiilor. Care sunt detaliile acestei realități, ne spune pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit! Vă salut cu drag! Așadar, în ce constă pregătirea militară a tinerilor? Potrivit știrii pe care am urmărit-o în orașul Krasnogorsk din Moscova, mai degrabă este pe a doua centură, dincolo de a doua centură a Moscovei, se desfășoară acest program de câtva timp. Nu se știe la ora actuală dacă este vorba de un program pilot sau este o încercare de a forma un grup de tineri. Ceea ce știm este că copiii mai mari de 12 ani sunt invitați, sunt chemați cu insistență să participe și citez la cursuri de supraviețuire militară. Acesta este titlul programului. În practică, sunt cursuri militare, cursuri gratuite, organizate la sfârșitul săptămânii, în care copiii sunt învățați să folosească armele, tehnică, mânuirea armelor, în afacerile militare, în tacticile militare, în medicina militară și în istoria seculară a Rusiei. Deci, iată, un program de tactică, de supraviețuire militară, când în realitate este un program de instruire clară, directă, militară a copiilor. Referitor la aceste cursuri de pregătire, cine sunt instructorii, care este ținta lor, există declarații? Afirmai și tu câteva cuvinte, mai câteva minute mai înainte că sunt veterani din războiul din Ucraina, da, veterani din război, sunt și profesori, sunt și maestri militari, sunt și medici, sunt de asemenea specialiști, militari cu experiență în câmpul de luptă. Scopul este să formeze această nouă generație cu o mentalitate militară. Nu știu de ce, Beatrice, gândul mă duce la grupele paramilitare din Somalia, din copiii războinici din Africa sau la grupele paramilitare din anii 39, nu știu, în mod involuntar mintea merge acolo, să formeze o generație de luptători și potrivit lui Alexei Numov, care este șeful regiunii Rokot, spune, apărătorii patriei nu vor fi doar mânuitori de arme, ci vor fi mai degrabă dedicați cu trup și suflet tradiției noastre glorioase. Spune ceva declarația aceasta a lui Alexei Numov. Spune că soldații care nu fac altceva decât să țină arma în mână, soldații de ocazie mai degrabă, nu sunt foarte folositori. Ceea ce s-a întâmplat cu Wagner, care au fost pe câmpul de luptă, dar la un moment dat s-au schimbat condițiile și au fost cât pe ce să se întoarcă împotriva lui Putin, lucrul acesta ei vor să le evite, vor să construiască într-un program pilot probabil o generație de tineri, de luptători dedicați cu trup și suflet, cu mentalitatea dedicată de Rusiei și apărării Rusiei. Ce rol concret asumă Biserica Ortodoxă Rusă în acest proces de pregătire și care este rolul practic al preoților în procesul de pregătire? Proiectul este direct condus sau mai bine zis desfășurat sub supravegherea Patriarhatului de Moscova. De asemenea, preoții din zona respectivă sunt
obligat să participe la proiectul acesta în două moduri. Primul, să promoveze proiectul prin toate mijloacele pe care le au, în vizitele pastorale pe care le fac la slujbe și așa mai departe, deci să invite tinerii să se înscrie, să participe, și ca și cum ar primi o distinție de onoare să participe la cursul acesta. Și acesta este primul mod. De asemenea, al doilea, ei personal să participe dând lecții de morală ortodoxă, deci fiind profesori, și în felul acesta ei poartă la cursul acestea copiii tineri pe care i-au în biserică. Este, nu este prima dată când Biserica Ortodoxă Rusă face lucrul acesta. Mi-aduc aminte de armatele, corpuri de armată, cred se cheamă Sfânta Cruce al lui Andrei, era un corp de armată religios în Rusia care apăra bisericile. Deci Biserica Ortodoxă este implicată și nu face altceva decât să meargă pe linia pe care a stabilit-o Kiril, aceea de a susține războiul, în timp ce probabil războiul adevărat, războiul sfânt, nu este cel al armelor, cel împotriva păcatului și al urii și al sângelui, ar trebui să facă o altă bătălie, un alt război. Din păcate nu o face. Mulțumim mult, Benon Lupu, pentru intervenția de astăzi. În studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Ce legătură are biserica, în cazul de față Biserica Ortodoxă, cu pregătirea militară a unor copii? În mod natural n-ar trebui să fie nicio legătură, însă la ora aceasta noi nu mai vorbim de o biserică în adevăratul sens al cuvântului, ci o instituție influentă în Rusia, care este afiliată unui guvern. Asta se întâmplă acolo și noi am comentat și în alte ocazii situația aceasta și iată că preoții sunt implicați în mod direct în a-i convinge pe adolescenți, pentru că până la urmă la 12 ani nu vorbim de tineri, ci este vorba de adolescenți, pentru a-i convinge pe adolescenți să pună mâna pe arme, să le insufle ideea de patriotism, dar un patriotism militant legat de tradițiile naționale. Este important să facem această distinție. Un patriotism care nu este legat de creștinism, ci este legat de tradițiile naționale. Și când ne gândim la tradițiile naționale, ne aducem aminte de tradițiile imperiale ruse și tradițiile sovietice mai târziu. Aceasta, propriu-zis, modelează o nouă generație. Pentru că ce știu copiii la 12 ani? Să nu uităm că ei sunt foarte atrași de tehnică, de arme. Copiii se joacă cu arme, le place, merg la tir și când li se oferă, când mai sunt și ajutați, când sunt chiar împinși în direcția aceasta, o vor face cu mare plăcere. Iar în momentul în care vor parcurge astfel de cursuri, mintea lor deja va fi modelată pentru război. Din păcate, nu este singura zonă. Se amintea de Africa, unde copiii sunt luați de la vârste foarte fragede, chiar de la 5 ani, 6 ani și li se pun arme în mână. Să nu uităm că lucrul acesta se întâmplă în cartelurile de droguri, în care dacă vrei să intri sau în mafie, trebuie să-ți dovedești abilitatea mânuirii armelor și chiar ucigând pe cineva, pentru ca în felul acesta să nu mai fie cale de întors. Și atunci putem să vorbim de creștinism aici? Greu de răspuns la această întrebare sau deloc greu, tocmai pentru că este retorică. Totuși, din acest melanj, din acest amestec între biserică și zona militară, care ar putea să fie, să spunem, scenariul cel mai periculos pentru acești copii? Scenariul periculos pe termen lung este că valorile creștine sunt total abandonate și ei vor crește fără aceste valori. Să nu uităm că nu este pentru prima dată când generațiile crescute în felul acesta s-au răzvrătit. A fost o revoluție în Rusia, au fost violențe, a fost un conflict în anii 90. Generațiile acestea pot oricând să se întoarcă, pentru că vor avea și competențele, vor avea și spiritul, vor avea și tradițiile, doar că își vor dori oameni noi sau, de ce nu, să conducă ei.
Da, mergem mai departe. Un europarlamentar creștin din Croația spune că simte o misiune în a lupta împotriva minciunii din Parlamentul European. Despre ce este vorba mai exact ne spune Janina Mihalache, specialist PR. Bine ai revenit la Lumea Religioasă. Te rog să ne spui cine este Ladislav Ilicic și ce spune el practic despre rolul pe care îl are și îl asumă în Parlamentul European. Ilicic a avut o carieră frumoasă ca muzician, în primul rând în Scoția. A cântat la vioară în Orchestra Simfonică Națională, dar pe lângă cariera sa artistică a fost mereu activ în ONG-uri. În politică, Ilicic s-a simțit obligat să candideze ca independent. În calitate de europarlamentar, însă, Ilicic a făcut câteva declarații cu puternic impact pentru lumea religioasă. El spune că în Parlamentul European există forțe puternice care încearcă să discrediteze credința creștină. Își susține poziția declarând: un bărbat se poate schimba și poate arăta ca o femeie, dar nu poate deveni niciodată mamă. Continuă spunând: am învățat că libertatea religioasă este esențială. Ar trebui să existe dreptul de a-ți exprima obiecția de conștiință. Și încheie spunând: simt că aceste drepturi sunt atacate în Parlamentul European. Într-un interviu acordat Christian Network Europe, Ilicic a declarat: pentru mine, evenimentul crucial din istorie este învierea lui Iisus Hristos. Aceasta este identitatea mea de bază. Nu o impun altora, dar o promovez. Fiecare are liberul arbitru. Îmi doresc să-l am și eu și mi-ar plăcea ca și copiii mei să aibă libertatea de a primi o educație creștină, a încheiat Ilicic. Janina, te rog să ne spui, dacă se poate, care sunt cele mai impactante dosare, intervenții ale sale în Parlamentul European? Sigur, europarlamentarul croat chiar a declarat recent că cel mai mare impact al activității sale a fost în domeniul pescuitului, sublinind importanța acestui sector pentru Croația. De asemenea, poziționarea sa religioasă este privită cu interes. Am văzut, spune europarlamentarul croat, că în spatele tuturor deciziilor există un sistem de valori. Priviți avortul, drepturile LGBT și schimbarea sexului. Toate acestea sunt puternic promovate aici în Parlamentul European. Dar stilurile de viață, spune el, dovedite istoric, precum căsătoria și familia, nu primesc credite. Europa are o cultură creștină, continuă, dar avem nevoie de credința creștină pentru a menține această cultură înfloritoare, a mai spus europarlamentarul croat. Ce părere are despre modul în care sunt percepute în Croația intervențiile sale în Parlamentul European? Va reuși să convingă, de exemplu, pentru un al doilea mandat de europarlamentar? Un asemenea discurs? Ladislav Ilicic este de părere că popularitatea sa în rândul cetățenilor este în creștere. Un sondaj de acum câțiva ani arăta de altfel că 60% dintre croați știu cine este. Acum este de părere că procentul s-a mărit, ceea ce îi oferă reale șanse la un nou mandat la Parlamentul European. Janina Mihalache, îți mulțumim mult pentru intervenția de astăzi. Vă reamintesc că aici în studio continuăm această discuție cu pastorul Lucian Floricel. Ce să zic, un independent, un muzician, un om care își ajută și poporul croat prin proiecte specifice, cum este cel legat de pescuit, dar se pare că el își găsește în primul rând o misiune în a fi o voce în apărarea valorilor tradiționale și este interesant cât curaj are să spună despre, de ce nu, derapajele pe care le-a observat în Parlamentul European. O consideră ca fiind misiunea lui. O misiune creștină, pentru că el se declară creștin conservator. Și când spunem conservator, nu înseamnă radical, ci înseamnă un creștin care vrea să își protejeze valorile creștine pe care le cunoaște, în care a crescut, valori ale poporului din care face parte. El spune la un moment dat că nu poate să fie de acord cu șefa Uniunii Europene, care spune că nu mai putem să spunem
Merry Christmas, pentru că lucrul acesta ar deranja pe mulți și ar trebui să avem un limbaj politically correct, adică să fie un limbaj care să nu deranjeze pe nimeni. Dar să nu uităm că suntem într-o Uniune Europeană care are o bază creștină. Un lucru pe care îl subliniază și care cred că ar trebui să dea de gândit și am impresia că a început să dea de gândit multor parlamentari, pentru că cel puțin în comentariile noastre am mai amintit și de alți parlamentari care au început să ridice glasul împotriva acestei politici pe care el o numește ca fiind de stânga, care vrea să niveleze, să anihileze, de fapt, tradițiile creștine din Europa. El spune că un lucru pe care ei nu-l pot rezolva este acela al natalității. Pentru că Europa trece printr-o criză de forță de muncă, printr-o criză de natalitate și este o consecință a politicilor de până acum din Uniunea Europeană. Da, s-a apelat la migranți, s-a apelat la copii din imigrație, dar s-a dovedit că lucrul acesta nu ajută prea mult pentru că ei nu se pot integra. Și atunci încotro. Și el militează în felul acesta pentru politicile conservatoare, creștine, în așa fel încât creștinismul să fie din nou ce a fost în Uniunea Europeană. Întrebat de un jurnalist ce va face dacă nu va mai fi reales, el a spus, mă întorc la muzică și de câteva luni... Am unde să mă întorc, iar în ce privește principiile mele, nu mi le poate lua nimeni. Și cred că acesta este discursul cel mai bun. Și de câteva luni este și bunica așa care are ce să facă. Cred că acesta este discursul cel mai bun, pentru că în felul acesta el spune de fapt că nu mă puteți șantaja. Da. Ca să mă determinați să accept orice, să înghit orice, doar ca să fiu ales acolo. Am ce să fac, știu cine sunt, îmi cunosc drepturile, știu din ce să trăiesc, așa că nu mă puteți șantaja. Și cred că un creștin așa ar trebui să fie, să fie neșantajabil. Noi am ales această știre tocmai pentru că transmite un mesaj extrem, extrem de puternic. Vorbim despre un profesionist, un muzician care... Cunoscut. Foarte cunoscut, care a activat în Orchestra Filarmonicii din Croația, Filarmonica de Stat. Vorbim despre, iată, un politician independent care reușește să-și convingă alegătorii și să ajungă europarlamentar. Vorbim despre un om care are, în anii aceștia cât a fost acolo, a reușit să-și convingă publicul și la ultimele sondaje sau sondajele care au fost cele mai recente, el a putut urmări și a putut vedea o creștere în popularitatea undeva sa. Deci iată că, iată că mesajul lui și mesajul apărării valorilor tradiționale este un mesaj care place publicului, este așteptat, este dorit și de ce nu sperăm că mai mulți astfel de europarlamentari să facă acest mesaj. Ar mai trebui amintit ceva, el nu face parte din generația celor, hai să-i pun ghilimele, bătrâni. Oameni depășiți de istorie. Născut, dacă nu greșesc, undeva prin 1970, deci un 54 de ani, este chiar în perioada de maturitate, de o vârstă frumoasă, în vigoare. Aceasta înseamnă că totuși creștinismul are încă atractivitate pentru această generație. Iar noi mergem mai departe. Compania Disney se confruntă cu critici din partea Consiliului Părinților pentru Televiziune și Media. Ne oferă detalii pastorul Ovidiu Băluța. Disney se confruntă cu critici și presiuni de la Consiliul Părinților pentru Televiziune și Media, prescurtat PTC, și nu numai, pe planul său de a include HBO Max într-un pachet de streaming pe fondul îngrijorărilor legate de conținutul explicit sexual. Consiliul Părinților pentru Televiziune și Media a avertizat că această mișcare este echivalentă cu punerea Playboy Mansion în Disneyland, expunând astfel copiii la materiale grafice găsite în emisiuni precum Euphoria și The Idol. Melissa Hanson, un reprezentant al acestui consiliu, a criticat vehement această colaborare într-o declarație, subliniind că va permite copiilor accesul la unele dintre cele mai explicite conținuturi sexuale, violente și profane disponibile pe platformele de streaming în prezent.
Ea a afirmat că programele de pe HBO Max și controlele slabe pentru părinți au permis copiilor să acceseze conținuturi inadecvate, cum ar fi Euforia, care prezintă subiecte sensibile, precum violul, consumul de droguri și scene de sex explicit. Melissa Hansen, de la Consiliul Părinților pentru Televiziune și Media, a criticat acest parteneriat într-o declarație, menționând că această colaborare complet nepotrivită va oferi copiilor acces la unele dintre cele mai explicite conținuturi din punct de vedere sexual, violent și profan, disponibile astăzi pe platformele de streaming, și va face ca familiile care au avut încredere în Disney să renunțe la acesta, a declarat ea. Hansen este de părere că programele Max și controlele parentale slabe le-au permis copiilor să acceseze unele dintre cele mai explicite conținuturi de streaming de pe piață, inclusiv Euforia, cum spuneam, care a prezentat viol și exploatare sexuală, abuz ilicit de droguri, sex explicit și pornografie, toate prezentate ca o parte normală a experienței adolescentine. Și The Idol, citat drept pornografic conform reprezentantei PTC, acestui Consiliu al Părinților, o versiune mai întunecată, mai nebunească și mai riscantă a Euforia, a declarat Hansen. Consiliul Părinților pentru Televiziune și Media a adus în discuție și un sondaj Rasmussen Reports, care arată că 71% dintre adulții americani își doresc ca Disney să revină la un conținut adecvat pentru familie și să lase părinții să decidă în privința educației sexuale a copiilor. În timp ce CEO-ul Disney, Bob Iger, susține că posturile Disney nu sexualizează copiii și încurajează părinții să caute alternative de programare pentru copiilor, Consiliul Părinților și alte organizații continuă să critique totuși deciziile și acțiunile Disney, evidențiind conținuturile precum A Teacher sau A Little Demon ca exemple recente ale sexualizării copiilor în programele lor. Media rămâne poate cel mai mare factor de influență pentru copii și tineri în ce privește ideologiile și desensibilizarea conștiinței și a moralității. Media este o hrană pentru minte. Hrana copiilor de astăzi va stabili gradul de moralitate și spiritualitate pe care îl vor avea la maturitate. Pastorul Lucian Floricel este aici în studio și comentează pentru noi. Ce să faci cu astfel de tendințe? Nu le mai poți controla. Iată, avem de-a face și cu un Consiliu al Părinților pentru Televiziune și Media. Ce succes vor avea? Aș putea să spun că acest Consiliu al Părinților s-a trezit târziu. Este foarte târziu în istoria acestei lumi în privința limbajului, imaginilor care sunt promovate de Disney. Nu mai vorbesc de celelalte companii de film din Statele Unite și nu numai. Să nu uităm însă că generațiile acestea care acum au devenit părinți sunt cei, sunt generațiile acelea care au făcut parte din revoluția culturală, care au adus sexualitatea în prim plan. Limbajul Disney este un limbaj vechi, a fost implicit, a fost un limbaj subliminal la un moment dat, regăsit în desene animate foarte populare și acum 20 și acum 30 de ani și acum 40 de ani, desene animate foarte vechi, însă acum el a devenit explicit. Ce se mai poate face acum într-un ceas târziu este de a-i ajuta pe copii să iasă puțin din lumea aceasta a media, și asta ține de familie. Familiile să petreacă mai puțin timp cu media, să petreacă mai puțin timp pe internet, să iasă mai mult în natură, să meargă mai mult la biserică, să petreacă mai mult timp cu copiilor, să le povestească din istoriile cunoscute, cele care înnobilează, care prezintă valori, să petreacă timp de calitate cu copiilor. Dacă vor face așa, atunci Disney va pierde. Dacă ei, ca părinți, nu-și vor lua timp și vor lăsa ca educația să fie făcută de media, atunci vor pierde și copiii și părinții.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim! We'll be right back.